Bună dimineața de astăzi și până pe data de 30 mai inclusiv, toate trenurile, locomotivele, dar și vagoanele aflate în parcul activ al CFR Călători vor fi scoase pe teren. Vorbim de un total de 426 de trenuri și de 952 de locomotive care vor circula în acest weekend prelungit. Cele mai multe vor merge în direcția litoral. Și asta pentru că există o cerere extrem de crescută în această direcție. Potrivit reprezentanților CFR, aceștia au suplimentat cu 30% față de un weekend normal numărul locomotivelor și al vagoanelor care vor circula în această perioadă. Și după cum puteți vedea, deși în aproximativ jumătate de oră pleacă, următorul tren către Constanța este extrem de aglomerat aici pe peroanul din gara de nord. Sunt mai bine de 100.000 de turiști care vor merge în acest weekend către litoral și vor petrece mini-vacanța de 1 mai. Reprezentanții CFR spun că în momentul de față cu greu mai pot fi găsite bilete de întoarcere dinspre litoral pe data de 1 mai și aceștia recomandă ca în momentul în care vă cumpărați un bilet dus să luați și biletul întors pentru a evita ca să nu rămâneți fără bilet.